După review-ul neautorizat pe care l-am avut cu canamul lui Zoli, că noi cumva deja ne-am dat cu ea. Am primit în comentarii diverse tubulare, diverse mașini stock la care ați vrut să facem review, dar au fost cele mai multe mesaje pe privat și în comentarii care ne întrebau: bine, bine, dar Toyota voastră cum este? Ei bine, în două zile noi avem prima etapă din campionatul național la Sighișoara. Și Toyota este 99% pregătită. Mai sunt mici detalii, nu avem centuri, curge caseta de direcție, un semering la reductor, dar astea sunt nimicuri care se rezolvă, sperăm, mâine, pentru că poi mine deja o luăm la drum. Ce modificări am făcut la Toyota? Și o să începem cu părțile exterioare și vizibile. Ceea ce probabil ați văzut deja, nu mai este Toyotica cu hardtop, este Toyotica variantă pickup. Ca orice mașină care este desfăcută de la zero, la această mașină a fost schimbat șasiul, a fost refăcută caroseria. Al lucru care se poate vedea probabil cu ochiul liber este faptul că au apărut foarte multe țevi în jurul Toyotei. Țevi care sperăm noi că o va păstra destul de intactă și care ne va permite să ne folosim de natură ca să parcurgem traseele cât mai rapid. Atât la partea superioară, unde deja le-am cam zgâriat pentru că a trebuit să ieșim în teste cu mașina. Avem protecție și la aripi, față, spate, pragurile au fost întărite și cel mai important, snorkelul pe care probabil l-ați văzut în episoadele de anul trecut, în care Ana se chinuia cu un șoricel să țină, să-l prindă pentru că se lovea tot timpul. Era un snorkel de fabrică sau de serie care venea foarte pe exteriorul mașinii și care era primul care suferea toate loviturile primite de natură, de tufe, de copaci și așa mai departe. Acesta l-am mutat pe interiorul țevii de protecție și l-am făcut metalic. Fierul n-ar trebui să fie atât de casant ca și plasticul. Dar ce alte modificări am mai adus? Am schimbat scaunele. După cum v-am povestit din nou în episodul de astă iarnă când ne-am apucat de Toyota, problema pe care o întâlneam foarte des, că nu puteam sta în scaune. Scaunele ne permiteau să ne mișcăm stânga-dreapta oricât de mult am strânge centurile. Am schimbat scaunele, altă modificare, frânele de colț. Acum sunt pe verticală și sunt eficiente, sperăm noi să nu le lăudăm prematur, dar în teste s-au mișcat foarte bine. O altă modificare. Am mutat roliul în spate, am mutat compresorul deasupra buteliei. După cum știți, la diverse fluctuații de presiune și temperatură, butelia transpiră pe interior și ne trezeam că ajunge apă în compresor. Pentru asta am mutat butelia mai jos, compresorul un pic mai sus, pentru a prelungi viața compresorului. Pe volan se păstrează nuca campioană, să zic așa. Clar nu am vrut să renunțăm la ea, dar ne gândeam dacă să o upgradăm cu una mai modernă sau mai nouă, dar am zis că o păstrăm pe aceasta. Tot în spate am mutat și bateria, cu care zicem noi că vom schimba destul de mult centrul de greutate al mașinii de pe față spre spate. Altă schimbare majoră adusă la Toyota anul acesta este suspensia. Într-un final am găsit o suspensie compatibilă cu Toyota care să aibă și compensatoare și reglaj. Suntem acum pe un prim reglaj ceva mai moale pe față și un pic mai tare pe spate și după primele teste, deși am ieșit în teste doar cu roțile umflate, pe care să vorbim imediat. Chiar dacă roțile sunt foarte umflate, mașina ne ține foarte bine pe drum și amortizează foarte bine și se mulează pe teren mai bine decât ne așteptam. Roțile, jantele au rămas aceleași, chiar dacă sunt schimbate ca și design, adică le-am vopsit ca să se asorteze cu culorile alese de Sergiu. Sergiu care e responsabil de tot ce s-a întâmplat la Toyota în ultima perioadă. După cum v-am zis, și în iarnă vom rămâne pe 33, chiar dacă regulamentul s-a schimbat și ne permite să trecem la 35-uri, stixurile sau planetarele Toyotei nu ar face față, la fel și grupurile care sunt mult mai firave decât la patroale. Să zicem că aici vom avea un handicap anul acesta față de patroale, care sperăm că nu va fi atât de important. Tot Sergiu, pentru cei care au fost mai atenți la ultimele noastre episoade de anul trecut, probabil au sesizat o mică diferență ori de putere. Ori de sunet.
Între timp, Toyota i-a crescut un pic plămânul și anume i-a făcut un mic upgrade clasica la orice patrol, și anume o turbină de BMW cu geometrie variabilă, un filtru de aer sport care face motorul un pic mai vioi, intercooler-ul care l-am pus pe la jumătatea sezonului trecut. În rest, la nivel de power nu am mai modificat nimic. Anul acesta, dacă vă întrebați ce e cu aripioarele astea, s-au introdus obligatoriu siguranțele pentru capote, pentru că au fost câteva situații în care capotele, mai ales la trial, a unor concurenți care nu își închideau capotele, plecau peste parbriz. Probabil vom face un concurs acum la prima etapă, la Sighișoara, pe Instagram, în care vă invităm să votați cât timp vor trăi aceste oglinzi. Noi le dăm undeva, nu știu dacă vor prinde a doua zi de concurs, estimăm că după prima zi ne vor părăsi. Se aud manelele. Sebi, acum poți să faci o mică tranziție la vecinii noștri cu manele. Așa. Cam asta ar fi foarte în mare. Dacă am ratat ceva și vi s-ar părea interesant, din nou vă așteptăm în comentarii. Sau da, probabil veți întreba de ce am făcut-o atât de frumoasă. Nu ne așteptam să iasă atât de frumoasă, atât de perfectă vopseaua. Pentru asta a fost dator Flaviu. Bineînțeles, înainte de a încheia, vrem să mulțumim tuturor sponsorilor noștri: Ted Gum, Craftwork, Walk and Roll, Sempre, Podiada, Opera Celot, Verla și mai ales nouă, Transuman44.ro, pentru că noi suntem sponsorii principali prin noul nostru brand de corturi și marchize, Overlander. Salut, eu sunt Kivi de la Transuman44.ro, iar astăzi vom face unboxing la cortul Softop Explorer de 160 de cm. Asta a fost foarte pe scurt, pentru că de aici mașina se va duce înapoi la Sergiu, care va pune la punct ultimele reglaje înainte de start. Ne vedem la Sighișoara la următorul episod.